Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip Minecraft. Cu toții avem acel biom în Minecraft care ne face să spunem wow, cât de tare e asta sau vai frate, abia aștept să-l explorez. Însă puțin știm cum să ne jucăm un pic cu acel seed, pătrățica aceea care ne permite nouă să introducem niște numere acolo și în funcție de numerele pe care le introducem ne vom putea spawna într-un anume seed. Adică într-o anumită lume modificată după bunul nostru plac. Astăzi avem top 10 seed-uri geniale în Minecraft, bineînțeles, în opinia mea. Voi ce părere aveți? Care sunt seed-urile voastre preferate? Care sunt biomurile voastre preferate? Lăsați acolo în secțiunea de comentarii. De asemenea, lăsați idee ce fel de alte topuri să mai facem. Dacă strângem 200 de like-uri la acest videoclip, o să facem și un al doilea clip cu alte 10 seed-uri în Minecraft. Haideți să-i dăm drumul! Să presupunem că nu aveți chef să minați foarte mult, vreți să găsiți diamante imediat. Tot ceea ce trebuie să faceți este să introduceți acest număr aici, în căsuța aceasta de seed, it's done, creați lumea și ne spawnăm într-o lume obișnuită de Minecraft. Dar stai, dacă cauți chiar în locul în care te-ai spawnat, ceea ce ar trebui să fie chiar aici, dacă săpăm în jos, jos până la înălțimea 11 sau 13. Ia uitați ce găsim noi aici. Imediat sub spawnul nostru, nici nu trebuie să căutați foarte mult, boom, instantaneu, diamante. Ia uitați aici, 4 diamante care așteaptă să fie minate și multe alte diamante care se spawnează în apropiere. Este un seed care spawnează foarte multe diamante în imediata apropiere a pătrățelului în care vă spawnați. Succes la minat! Dar să presupunem acum că sunteți în căutare de altceva. Aveți nevoie să vă faceți casa în... nu știu, ceva mai special, într-un biome cu totul și cu totul diferit. Dacă introduceți acest seed, vă veți spawna chiar lângă o minunată și imensă insulă de micelium, oameni buni. Ia uitați-vă și voi, chiar aici la... Dacă nu aveți chef de lumea obișnuită și vreți ceva cu totul și cu totul special, atunci cred că acest seed ar fi chiar potrivit pentru voi. Și uitați-vă că, ia să dăm render distance-ul mai mare. Uitați-vă că afară de acea insulă pe care ne-am spawnat, acea insulă obișnuită, nu mai există nimic altceva împrejurul acestei insule sau lângă această insulă. Dumnezeule, sunt chiar impresionat. Da, dacă vreți să fiți separați de lume, într-o lume a voastră, atunci cred că această hartă v-ar place foarte mult. Poate că sunteți un pic indecis și vă plac mai multe biomuri. Cu siguranță sunt mulți dintre noi cărora ne plac foarte multe biomuri și am vrea să le avem pe toate la un loc. Dar nu se poate. Sau se poate? Cu acest seed minunat avem posibilitatea de a ne spawna în ceva mai multe biomuri. Avem aici biomul de pădure, de taiga. Avem acolo biomul de junglă, avem acolo biomul clasic de vale, de plains, avem acolo un biom minunat de munți, aici un biom de pădure, pădure de bărci și de oak, ceva mai încolo avem biom de savana, deci foarte multe biomuri din care puteți alege să vă faceți casa acolo sau... pur și simplu să vă recreați, să vă plimbați un pic. Și cred, doar cred, că avem și un biom de nisip aici. Nu, dar avem această insulă genială în cazul în care vreți să fiți un pic mai separați de lume și vreți să vă construiți baza cu prietenii voștri. Pentru mulți oameni, mărimea chiar contează. Și acum, nu toată lumea are cel mai puternic calculator ca să se ducă aici și pur și simplu să-și facă o lume amplified. Pur și simplu, oamenii vor un munte gigantic într-o lume default. Dar cum putem face asta?
Băgăm acest cod mirobolant aici și, prin puterea magiei, ne spawnăm lângă, wow, un adevărat munte. Vai de capul meu cât de mare este. Și uitați-vă și voi că are mai multe găurele din acestea până el. Ăsta, da, munte. Un munte cu adevărat impresionant pe o lume default. O generare default. Nu este o generare specială, nu este un biome amplified. Uitați-vă și voi unde vă puteți începe aventurile. Și un loc genial de a construi casa pentru voi ăștia care apreciați înălțimile. Spor, l-a construit. Ești fan al mediului rural și în niciunul din acele seeduri nu te-ai putut regăsi. Ai nevoie de un seed care să-ți permită să te spawnezi chiar într-un sat. Experiența ta să înceapă cu un sat. Nu cu munți gigantici, nu cu văi incredibile și așa mai departe. Așa că băgăm acest coduleț mititel, ne spawnăm chiar lângă un sătuc. Ia uitați ce drăguț este acest sătuc. Are și un nene de ăsta care îi protejează, are și o fântână aici în mijloc cu un steguleț al lor. Și este un sătuc de savana. Trebuie să vă placă și savana în același timp. Dar dacă nu vă place savana, nicio problemă, puteți să mergeți prin pustia acelui imens deșert și să găsiți, bineînțeles, alt sat, poate pe placul vostru. Uite că are și o fermă aici de pepenaș. Și mai ce are? Asta ce este? O fermă de grâu? Foarte drăguț. Ah, și mai avem aici încă o căsuță mai mare. Ah, sincer să fiu, eu n-am văzut niciodată un sătuc de genul acesta. Chiar de când s-a făcut update n-am văzut niciodată un sat ca asta. Asta ce este? Oh. Super tare. Poate că vreți să vă impresionați prietenii și vreți să vă dați o provocare. O provocare din aceasta în care să fiți separați de lume, să aveți o insuliță și acolo să începeți toată activitatea voastră. Folosiți-vă de acest seed și nu numai că vă veți spawna într-o zonă cu 3 insulițe, dar aveți aici o minunată mare de corali. Uitați-vă și voi ce culori. Incredibil. Ah, uite, și a patra insuliță. Și a cincea. Acesta cred eu că este un mod interesant de supraviețuire. O provocare foarte, foarte interesantă. Să faci survival doar pe această insulă. Și să termin jocul pe această insulă. Ah, templu subacvatic. Probabil ați auzit de noțiunea aceasta de templu subacvatic, dar vă frustrați foarte tare pentru că e atât de greu, frate, dar atât de greu să găsești un templu subacvatic într-o lume de supraviețuire. Atunci vă enervați voi și vă duceți aici la seed și introduceți acest seed și o să vă spawnați la câteva blocuri de un templu subacvatic. Ia uitați-l aici în toată splendoarea lui. Numai aveți grijă în momentul în care vă plimbați pe aici cu bărcuța, aveți grijă să nu treceți chiar pe deasupra acestui templu. S-ar putea să vă luați mare bătaie, mai ales că sunteți... Probabil că ați auzit de noțiunea de Woodland Mansion și ați căutat și ați descoperit că acel Woodland Mansion este o chestie super specială care se spawnează într-o junglă anume. Și ați început să căutați și ați fost dezamăgiți că nu ați reușit să găsiți. Ei bine, nu vă temeți, căci astăzi avem acest seed care ne va spawna nu foarte departe de un Woodland Mansion. Ia uitați-l în toată splendoarea lui. Woodland Mansion. Chemați-vă prietenii, adunați-vă echipamentul și pregătiți-vă pentru o adevărată luptă, căci aici sunt foarte, foarte, foarte multe creaturi foarte OP. Așa că aveți grijă. Ah, și aparent ăsta nu se spawnează în junglă, se spawnează în Roofed Forest. Și o recomandare prietenoasă, aveți mare grijă la tipul ăsta. Are un topor și nu e frică să-l folosească.
Dar poate că vreți o provocare pentru voi și prietenii voștri, încă doi, cel puțin. Ei bine, băgând acest mirobolant seed, nu numai că ne vom spawna pe o insulă, dar ne vom spawna pe o insulă ceva mai mare, bineînțeles, total separată de orice, pentru voi și încă doi prieteni de-ai voștri. O insulă suficient de mare în care să vă faceți, eu știu, 3 case, 2 case sau poate vă uniți puterile și faceți o singură casă. Sau poate că doar o să vă certați și o să vreți să vă separați și o să vă faceți câte o casă în fiecare colț al insulei sau puteți să vă duceți pe acea micuță insuliță. Puteți să faceți asta? Ok, poate că am greșit. Poate că niciunul din aceste biomuri nu vă place. Poate că vouă vă place mai mult la răcoare, într-un loc în care voi vă simțiți cel mai bine, unde voi sunteți relaxați. Voi sunteți niște oameni reci, cărora vă place să stați în locuri reci și ferite de orice viață, cu excepția acelei insule. Poate că acesta este locul vostru. Poate că acesta este locul preferat al vostru. Poate. Ce știu eu. Dar ceea ce știu eu este că acest videoclip se încheie aici, oameni buni, și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Sper ca seed-urile acestea să vă placă. Spuneți-mi de asemenea în secțiunea de comentarii ce seed-uri ați folosit și ce seed-uri v-au plăcut cel mai mult și ce seed-uri v-au displăcut cel mai mult din toate cele enumerate mai sus. Eu am fost aici un oameni bun și sper să ne revedem data viitoare cu un alt top seed-uri Minecraft. Bye bye!